bă, tu ce m-au alungat niște oameni. Acum trebuie să caut alt loc să trăiesc. Nu le fac nimic rău, doar vreau ca să trăiesc. Ce sunt vinovat că așa mi-este viața. Parcă am vrut să fiu sărac. Mă pun aici să trăiesc. Vai, prin ce spaie m-am trecut. Auci. Este acolo o fântână. Mă duc să beau apă. Mi-este sete și foame. Cât de slăbit sunt. Pâine? N-am mâncat pâine de o săptămână. Cine a uitat-o aici? Atât de gustoasă, chiar dacă este tare. De când nu este mama, mănânc foarte rar pâine. Să beau și apă, să-mi ajungă pâinea aceasta și pentru alte zile. Câte miște de sete. Ah, e rece. Mă duc să mă odihnesc. N-am dormit toată noaptea pentru că ploua. Căutam adăpost să mă ascund de ploaie, să nu răcesc. Sat. Cine acolo la fântâna mea? Mă duc eu să mă clarific. Să înțeleagă că eu am autoritate aici. Toți care mă văd, din prima îți cer scuze, ca nu cumva să m-a supărat. Ei, ce cauți tu aici? Cine? Eu? Da, tu. Mai vezi pe cineva pe aici? Ce cauți la fântâna mea? N-am știut că fântâna este a dumneavoastră. Eu am vrut să beau apă. Iertați-mă, n-am făcut nimic rău. Stai, unde te duci? Eu n-am terminat de vorbit. N-ai respect față de mine. Așa tu, da? Nu, nu, nu. Eu vreau să mă duc să mă odihnesc. Sunt obosit. Nu, eu așa ceva n-am văzut. Deloc respect față de oameni serioși. Tu și nu înțelegi cine sunt eu? Iertați-mă, dar chiar nu știu cine sunteți. Și ce îmbrăcămintea ta? Nu ți-e rușine să ieși așa în lume? Mai ales în satul meu. Păi, eu alte haine nu am. Sunt sărac. Mă scuzați.
Hai, du-te! Să nu te mai prind în ochii mei. Acum să te învăț minte. Bine, mulțumesc. Ce-ai făcut? Oh. Sunt tot ud și pâinea. Și pâinea mea, ultima felie de pâine. Pentru ce ai făcut asta? Nu ți-am făcut nimic. Așa-ți trebuie. Ce oameni. Asta a fost ultima mea șansă să supraviețuiesc. Nu am unde mă spăla. Sper să ploie noaptea aceasta. Așa-ți trebuie. Mă sună cineva. Da? Să știi ce-am făcut eu la un sărac. I-am arătat unde-i locul. Era așa de amuzat. Ai, cât de bine azi afară. Îmi place mie așa. Vreme călduroasă! Tu ce? Nu vezi peste cine dai? Vă rog să mă scuzați, n-am vrut! Nu te mai văd în ochii mei! Tu ce? Vrei probleme? Nu, vă rog, iertați-mă! Stați, doamnă! Ea nu v-a observat! Eu vorbeam la telefon. Vă rog, nu-i faceți nimic rău. Eu am fost martor. Nu am făcut intenționat. Se amiești de data aceasta. Că acest om are inimă bună. Altă dată nu te iert. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă. O zi bună. Dă-mi să te ajut. Nu v-ați lovit, totul este bine? De ce te comporți așa frumos? Eu m-am comportat urât cu tine. Pentru că am fost învățat de mama mea să nu răspund rău la rău. Vai, chiar îmi pare rău. Hai de la mine acasă, îți dau niște schimburi. Și să-ți dau ceva de mâncare. Pâinea ta doar a căzut jos. Da, chiar aș fi mulțumitor. Hai să mergem, eu unde-al trăiesc. Aha. Sper tata să nu fie acasă, că el nu iubește străinii. Mă tem ca tatăl tău să nu-ți facă ție probleme din cauza mea, că am intrat fără voie. Nu-ți fă griji, tata este la lucru. Vezi, până la urmă, ambii suntem murdari. Am devenit prieteni. Da. Dar precisul al tău nu este acasă. Da, ți-am zis, nu-ți fă griji. Aha. Mașina nu e acasă. Wow, ce casă mare ai. Oho. Așteaptă-mă aici, îți aduc haine și te schimbi. Ține, du-te în bucătărie și acolo te vei schimba. Mhm.